Preotul care a oficiat botezul soldat cu decesul bebelușului de numai 6 săptămâni a fost suspendat din funcție. Acesta este cercetat atât de procurori cât și de superiorii săi de la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Bebelușul, pe nume Justin, a început să se simtă rău și a devenit ulterior inconștient după ce a fost scufundat în cristelniță, la botez duminică după amiază. El a ajuns în stop cardiorespirator la Spitalul Județean Suceava, iar după ce a fost resuscitat la urgențe, a fost internat la ATI. Băiețelul a decedat la câteva ore după botez, în timp ce era intubat și respira pe aparate. Necropsia bebelușului, care trebuia să fie făcută în cursul zilei de marți, a fost amânată pentru miercuri. 3 medici legiști vor asista la necropsie, din care unul este un specialist de la Deva, a cărui prezență a fost solicitată de preot prin avocatul său. Acesta a cerut efectuarea unei expertize pentru a se stabili cauzele exacte ale decesului.